Data de 15 august, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este declarată sărbătoare națională și zi liberă la nivel național, conform reglementărilor în domeniul muncii. Ziua de luni va fi liberă pentru angajații din sistemul bugetar și pentru o parte din angajații de la privat. Toate instituțiile publice, oficiile poștale și instituțiile bancare vor fi închise luni 15 august de Sfântă Mărie. Salariații din domeniul privat vor avea parte și ei de un weekend prelungit. Ziua de 15 august este inclusă în codul muncii ca fiind zi liberă din anul 2009. Românii au parte într-un an de 11 sărbători legale în care nu se lucrează. Acestea sunt prima și a doua zi din anul nou, prima și a doua zi de Paște, 1 mai, prima și a doua zi de Rusalii, Sfântă Mărie, Ziua Națională a României, prima și a doua zi de Crăciun. Compania Națională Poșta Română anunță că în ziua de 15 august toate subunitățile poștale vor fi închise în conformitate cu legea numărul 202 pe 2008, potrivit cărea sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Trimiterile poștale prezentate în zilele de 12 și 13 august 2011 vor înregistra timp mari de circulație, iar presa cotidiană și periodică cu data de apariție 15 august va fi distribuită în data de 16 august.